Spania a înregistrat un caz rar de gripă aviară transmisă la om. Persoana infectată este un lucrător de la o fermă de păsări, aflată nu departe de Madrid, unde au fost depistate cazuri de îmbolnăvire la păsări. Conform Digi24.ro, pe 28 septembrie 2022, Centrul Național de Microbiologie a confirmat un caz de gripă aviară la un bărbat asimptomatic, care anterior fusese testat negativ, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății citat de Agerpres. Persoana infectată este un angajat al unei ferme de păsări din Spania, unde pe 17 septembrie au fost depistate cazuri de boală printre păsările de curte. Bărbatul a fost plasat în izolare la domiciliul său până când a fost testat negativ pe 27 septembrie. Singurul contact apropiat al bărbatului a fost negativ, potrivit comunicatului ministerului care subliniază că transmiterea de la păsări la om este considerată un fenomen rar, iar transmiterea de la om la om este extrem de rară. În Spania au fost detectate 79 de focare la păsări sălbatice și 36 în fermele de păsări. Potrivit cifrelor ministerului Sănătății, relatează